Da? Și câți ani frumoși faci tu azi? 9 anișori. Ia n-arată nici 9. Cât asta pe degetele 9? 9. Cât e asta? Așa, aproape 9. Bravo! Da, tu știi că la băieții cei mai cuminți și cei mai bravo vine ursul în dar cu câteva daruri, pentru că tu ești un băiețel ascultător. Bravo! De treabă! Săritor la nevoie! Toți au spus corect așa? Asta este cel mai bine. Și acest urs a venit la tine să-ți aducă un coșuleț cu dulciuri sănătoase. Mulțumesc. Dar știi tu oare, Sergiu, cine ne-a rugat să venim să te felicităm așa frumos? Nu știu. Dar cum crezi tu? Cine te iubește cel mai mult și vrea să te vadă fericit? Mama și tata. Exact! Corect! Mama și tata astăzi sunt departe, așa-i? Și uite, ei au rugat acest urs să vină la tine să-ți dea câteva îmbrățișeri de la ei, așa că primește-le. Hai să te îmbrățișăm! Uite așa! Sergiule, noi îți dorim ție cu acest urs frumos multe îmbrățișeri ca să-ți fie viața dulce, frumoasă și moale. Dar atât timp cât mama este departe, cine are grijă de tine? Bunica. Ea este o a doua mamă, da? Da. Și ea are grijă de tine. Da. Dar tu de ea? Da. O ajuți? Da. Oi! Bravo! Deci bunica are un bărbat adevărat în casă. Da. Asta ne bucură cel mai mult. Scumpa noastră doamna Iulia, sunteți atât de bravo. Creșteți și țineți în palmele dumneavoastră copilașii ăștia frumoși, care vor crește și vă vor aduce doar bucurii și doar, dacă vor apărea, da, lacrimi în ochișorii dumneavoastră, să fie doar de dor și de bucurie. Și acest buchețel de floricele este pentru dumneavoastră și în fiecare floare câte o dulce sărutare și un mare mulțumesc ce faceți pentru acești copilași și cu câtă dăruire și cu câtă sârguință aveți grijă de ei și le faceți viitorul frumos. Pentru că mama este departe, da? Ea ne îndestulează cu tot ce avem noi nevoie. Dar bunica pune suflet. Așa-i? Da. Așa-i. Și tu ești norocos. Tu ai două. Cum s-ar spune, două mame ai, da? Da. Așa. Și un tată? Da. Dar mai ai fetițe pe lângă tine care îți fac viața frumoasă. Cine sunt ele? Soia. Da. Iată așa, două surioare. Și uite aici pentru tine este un mesaj de felicitare. Fiule, te felicităm cu ziua ta de naștere. Când te-ai născut, am înțeles deodată că vei crește un bărbat adevărat, de care noi ne vom mândri, care ne va fi sprijin și ajutor. Și nu am greșit, ești mândria noastră. Îți dorim să ai tot ceea ce îți dorești tu, iar optimismul tău și zâmbetul să ajungă pentru o planetă întreagă. O copilărie frumoasă și un sincer la mulți ani, cu multă dragoste, mama și tata. Mulțumesc! Eu, mamica, invitativ, îi transmis salut și multă sănătate. Și mulțumesc frumos! Pentru cadou! Ce cadou ai primit cel mai frumos în viață în ziua de azi? Ce ți-o cadănat ție mama azi? Știi ce anume? Mama azi ți-o cadănat viața. Uite, cu 9 anișori în urmă, în această zi frumoasă, mama ți-a făcut cel mai frumos cadou și anume viața, pentru care noi tot timpul ne străduim să o strângem în brațe și să o pupăcim. Când ai să o vezi, neapărat așa se face. Bine? Dar pentru ce iubești pe mămica ta? Cum este ea la tine? Frumos. Bucuroasă, bună, veselă. Da, tăticul, cum este? Tot vesel, bucuros și bună suflet. Îți îndeplinesc toate dorințele? Da. M-a mai rămas ceva acolo? Neîndeplinit, da? Îți mai dorești ceva, ceea ce vrei să-ți îndeplinească, da? Ce? Vine acasă, mă. Ia că așa, să audă și părinții că asta este dorința ta cea mai mare și să ți-o îndeplinească după posibilitate, da? Mult sănătate, un an școlar să-l termine cu bine, să fie ascultător, să fie în continuare cum este, cum a fost și să crească, să aibă o copilărie liniștită și fericită.
Și la părinți le doresc să fii sănătoși, să vii acasă, iubim mult și așteptăm acasă. Și de sănătos și de cuplător, de bunică, de părinți. Sănătate și o copilărie frumoasă. Ești de acord? Și merită fetele astea câte un pupic pe obrajori? Hai să le dăm! Să fii sănătos, ascultător! Să ne bucurăm la dânsă, să avem bucurie de dânsă. Cum avem până acum, așa să avem și mai departe, da? Eu lui Sergiu doresc mult sănătate, dorințele să se împlinească și să aibă o viață fericită. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sergiu să trăiască, Sergiu să trăiască, la mulți ani! La mulți ani, mamă frumos! Sergiule, dar ce-ți dorești tu ție? Dacă ar fi să-ți pui tu singur ție o felicitare, ce ți-ai dori? Eu mi-ai dori ca mama și tata să vină mai repede acasă. La anul viitor, mama și tata să fie la ziua noastră. Salut! Mamă, mulțumesc foarte tare mult pentru... Și sănătos, cum spun eu, la mulți ani, mulți ani înainte. Mulțumesc frumos! Ia că noi până acum am stat cu Sergiu de vorbă și el a spus că are o dorință cea mai mare, care vrea să-i fie îndeplinită anul, cel puțin anul viitor de ziua lui. Știți care este? Care este rogelea ca să vină tale și cu mama, ca să vină tale și cu tata acasă la ziua mea. Bine, noi ieșim acasă de ziua ta, promite. La mulți ani, felicitări pentru acești copilași minunați, aceste diamante frumoase și bineînțeles că sunteți o norocoasă că aveți așa o bunică care vă crește și vă șlefuiește și îi udă la rădăcină ca ei să înflorească frumos, da? Ia așa, la mulți ani! Mama și tata, mulțumesc pentru surpriză. Eu vă iubesc și vă aștept acasă. Noi vrem petrecere să fie. Poze noi azi vom avea o mie. Cu prietenii tăi buni vom petrece până luni. Pentru că e ziua ta, pentru că e ziua ta. Vin mesaje de supărat. Astăzi e și ziua mea. Flori în dar și un cântec de la mine, ca să știi cât de mult ții la tine. Știi, da? E cea mai frumoasă zi, visele se